Primarul din Sliviileș este de acord cu comasarea alegerilor. Sorin Bucurescu susține că pe lângă economie este un avantaj și pentru parlamentari, care le vine ca o mănușă o astfel de inițiativă. Văd un lucru bun, să nu se mai fac atâta cheltuială. Aș fi de acord cu comasarea. Bineînțeles că eu sunt de acord, pe de o parte. Pe de altă parte, o să ne convină și la o mare parte din parlamentari. Și aici mă refer la senatori și deputați. Pentru că la nivel național, chiar și la nivel de județul Gorj, avem câțiva primari foarte buni, foarte buni. Chiar dacă de la PNL sau de la PSD, care ar putea să ocupe o funcție de parlamentar. Și atunci, ca să închidă gura primarilor, ca să nu mai fie acest risc să zică, bă, tu ești primar bun acolo, în localitatea X, vor fi aceste, eu cred că vor fi aceste comasări. Dar eu cred că vor fi locările cu parlamentarele. Pentru că la nivel național sunt câțiva primari care cunosc administrații publică și așa mai departe, sunt capabili, competenți și ar putea să ocupe. Și atunci zice, bă, nu putem, știi, tu ai fi bun, dar lasă, nu pierdem, nu ne permitem să pierdem municipiul cu tare sau orașul cu tare sau localitatea respectivă. Tu candidezi acolo, că așa trebuie. Sunt de acord, sigur că da. Vedem cu toții că banii din ce în ce sunt mai puțini. Ce-i cu atâtea alegeri? Ce-i cu atâta să zăpăcim la oameni, să nu mai știe, să nu mai știe ce au făcut? Dacă tot au făcut această decalare la locale din mai până în septembrie, automat în septembrie sau când o fi septembrie-octombrie, să comasă cel puțin două rânduri de alegeri. Nu știu, prezidențiale cu locale, parlamentare cu locale și așa mai departe. Ar putea să le facă și pe toate trei. Sorin Bucurescu susține că sunt enorme cheltuielile cu alegerile, iar comasarea lor ar reduce substanțial costurile. Cheltuielile sunt enorm de mari. Numai cine nu știe. E bătălie pe viață și pe moarte pe cei care să fie puși la secțiile de votare. Pentru că se ia bani foarte mulți. Ori banii ăștia de unde sunt? Tot din țara asta românească, care ar putea fi făcut altceva cu ei. Primarul din Bumbeș-Pițic susține că oamenii sunt așteptați la urne de 5 ori, ceea ce este prea mult, iar comasarea alegerilor ar fi o idee bună dacă ar fi pusă în practică. Oricum este destul de mult, având în vedere câte alegeri vor avea loc anul acesta. E o idee bună, acum sper să se și pună în practică. În schimb, primarul din Turbura nu este de acord cu comasarea alegerilor din acest an, pe care o cataloghează ca fiind o bulibășală. Eu n-aș fi de acord cu alegeri, să fie alegerile, să facă această comasare, deoarece una e una, alta e alta. Una e alegerea pentru președinte, alta e alegerea pentru primari, alta e alegerea pentru europarlamentari, pentru parlamentari, pentru că n-aș zice că lumea nu s-ar descurca. S-ar descurca, dar mi se pare parcă ar fi așa o bulibășeală. 2024 este considerat un an electoral, dat fiind faptul că vor fi 4 rânduri de alegeri, europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. Scenariul comasării alegerilor ar economisi 1 miliard de lei din cele aproape 4 prevăzute pentru cele 4 runde de alegeri.